ziua. Eu vă mulțumesc pentru acceptarea invitației de a fi astăzi oaspeții Baroului Hunedoara. Avem invitate două distinse doamne, doamna director Benea Luminița Mariana, este director al Liceului Tehnologic Grigore Moisil din Deva, și doamna profesor Vulea Camelia, profesor de istorie, care ne vor ajuta ca astăzi să încheiem un an dedicat centenarului Marii Uniri. Baroul Hunedoara a încercat să, pe parcursul întregului an, să sărbătorească și să aducă un omagiu înaintașilor care acum 100 de ani s-au implicat în înfăptuirea acestui mare deziderat al poporului român. Este un moment unic, avem bucuria să fim contemporani acestui moment și am considerat împreună cu colegii și din Consiliu și colegii membri ai Baroului Hunedoara că merită ca această amintire, acest efort al înaintașilor noștri să fie reamintit și să nu fie tratat superficial. Am să dau cuvântul doamnei profesor Vulea Camelia să ne spună câteva cuvinte, să ne prezinte semnificația acestui moment istoric al Marii Uniri, urmând ca distinsul meu coleg, domnul avocat Mincea Mircea, să prezinte o creionare așa pe scurt, dar nu superficială, a avocaților care și-au adus partea lor de contribuție în înfăptuirea acestui mare deziderat al poporului român. Vă rog, doamnă profesor. Mulțumesc. Doamnelor, mulțumesc pentru invitația, în primul rând. Iar acum, cuvintele spuse de noastră, m-au decis în ce ordine să încep. Dacă tot ați pomenit de personalități, aș începe atunci cu un citat al academicianului Florin Constantiniu, sunt convinsă că ați auzit de dânsul, care spunea așa: Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid. Este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan sâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fundașii politici pentru a călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit. Nu o victorie militară a stat la baza temeliei României mari, ci actul de voință al unității, al națiunii române, de a-și da armătura teritorială instituțională care este statul național. Ca atare, îmi voi împărți curta prezentare în două părți, una, să zicem, strict istorică și evenimențială, și în partea a doua am ales să vorbesc despre câteva personalități, pentru că, exact cum spunea Florin Constantinu, eu sunt de părere că oamenii fac faptele și dacă la baza acestor evenimente nu ar fi stat câteva personalități, probabil că astăzi nu am fi aniversat 100 de ani de România. Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. România, întregită, s-a realizat într-un context istoric deosebit, prin trei momente succesive: pe cale democratică, prin adunări reprezentative, unirea Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei. Basarabia, așa cum fusese ea definită în cadrul administrației țariste în 1912, s-a constituit ca Republică Democrată Moldovenească la finalul anului 1917, proclamându-și apoi autonomia și, în final, la 27 martie, unirea cu Regatul României, în cadrul căruia s-a constituit ca o provincie. Pe 27 martie, Sfatul Țării a votat, prin vot unanim deschis, în favoarea unirii cu România, declarația Sfatului Țării, menționând că, citez, Republica Democratică Moldovenească, în hotarele ei dintre Prut, Mistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum mai bine și mai 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldovei, în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, pe baza principiului că neroadele singure își hotărăsc soarta lor de azi, înainte și pentru totdeauna, se unește cu mama sa, România. Declarația de unire se încheia cu următoarele cuvinte.
Trăiască unirea Basarabiei cu România, dar pururea și întotdeauna. Însă, după cum bine știm, nu a fost nici de pururea și nici pentru întotdeauna, deoarece această stare a durat 22 de ani, până în 28 iunie 1940, când, în urma unui ultimatum al guvernului sovietic, România a cedat Basarabia către Uniunea Sovietică, iar armata română a fost nevoită să se retragă într-un adevărat haos. În ceea ce privește evenimentele din Bucovina, în luna noiembrie 1918, la sfârșitul primului război mondial, în timp ce Ungaria se recunoștea înfrântă pe data de 3 noiembrie, românii și ucrainienii din Ducatul Bucovinei revendicau simultan unirea ținuturilor unde erau majoritari, cu Regatul României și, respectiv, cu nou proclamata Republică Populară Vest-Ucraineană, frontiera fiind în negociere, deoarece ambele comunități revendicau orașe importante precum Cernăuți, Rădăuți sau Siret. Pe 14 octombrie, la inițiativa lui Sextil Pușcariu și Iancu Flondor, la Cernăuți a fost convocată o adunare națională numită Adunarea Constituantă, care, sub președinția lui Dionisie Bejan, a ales un Consiliu Național format din 50 de membri din toate județele și păturile sociale. Președinte a fost desemnat Iancu Flondor. La 15 noiembrie, Consiliul Național Român convocă Congresul General al Bucovinei, care s-a desfășurat în sala sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți, sub președinția lui Iancu Flondor. Congresul a votat în unanimitate, cu sprijinul majorității reprezentanților germani și polonezi, unirea cu România. 1 decembrie este Ziua Națională a României și are o însemnătate specială în viața noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important, unirea Transilvaniei cu România în 1918 și punctul final al procesului de unificare a tuturor teritoriilor locuite de români. 1 decembrie reprezintă evenimentul principal din istoria României, dată la care Marea Adunare de la Alba Iulia votează unirea Transilvaniei cu România, totodată creându-se un singur stat național. Adunarea Națională de la Alba Iulia a adoptat o rezoluție în care atestă unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România. La 1 decembrie 1918, politicianul Vasile Goldiș a citit rezoluția Unirii, care spunea așa, citez: Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanților îndreptățiți la Alba Iulia, în ziua de 18 noiembrie pe 1 decembrie, decretează unirea celor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsi cu România. Adunarea proclamă îndeoseb dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre. Legea Unirii a fost ratificată ulterior prin decret de lege la 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand, fiind votată de adunarea deputaților în ședința din 29 decembrie 1918. 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională a României, sunt convinsă că cu toții știm, da? În 1990, dată care marchează unirea Transilvaniei cu România și va rămâne una dintre cele mai importante pagini ale istoriei unității naționale românești. Istorie care a fost făcută, exact cum spuneam mai înainte, de câteva personalități. Am ales să creionez doar câteva, ele sunt mult mai multe. Cred că se cuvine să începem cu regele Ferdinand al României, regea României din 10 octombrie 1914 până la moartea sa. Istoria menționează că datorită admirației sale pentru România, regele Ferdinand, în numai 13 ani de domnie, dintr-un necunoscut, avea să devină regele României Mari, supranumit întregitorul sau Ferdinand cel Loial, pentru felul în care și-a dedicat viața țării sale. A trecut peste originea sa germană pentru a urma voința de unitate a poporului său în timpul primului război mondial. Visul lui Ferdinand a fost în egală măsură același cu al milioanelor de români, crearea României Mari prin alipirea Transilvaniei Regatului Român. În anul 1922, după realizarea Marii Uniri, pe data de 15 octombrie, printr-o ceremonie spectaculoasă, Ferdinand era încoronat rege al României Mari la Alba Iulia, orașul care în acest fel avea să trăiască a doua mare unire. Ferdinand a fost martorul realizării României Mari cu provinciile Basarabia, Transilvania și Bucovina de Nord. O altă personalitate care personal mie îmi place foarte mult și l-admir pentru patriotismul de care a dat dovadă a fost Ion Ice Brătianu, cunoscut și ca Ionel Brătianu, inginer, om politic, președinte al Partidului Liberal, membru de onoare al Academiei Române din 1923. A condus guvernul României timp de 12 ani, contribuind direct la înfăptuirea Unirii Mari,
la legiferarea și realizarea reformei și electorale la consolidarea statului național unitar român. În momentul în care el a preluat conducerea Partidului Național Liberal în 1910, s-a prefigurat și opțiunea politică externă, aceea de a desprinde România de tripla alianță și a orienta spre tabăra Antantei. Actul de unire a Transilvaniei cu România a încheiat astfel procesul de formare a statului național unitar, la care Ionel Brătianu avusese o contribuție majoră. Urmând ca în 29 noiembrie 1918 să constituie un nou guvern, condus tot de I.C. Brătianu, în componența lui regăsindu-se pentru prima dată miniștrii din provinciile istorice unite cu țara. Altă personalitate, care din câte știu eu are încă urmași la Cluj-Napoca, am avut plăcerea să am de altfel colegă de facultate pe una dintre urmașele lui, Alexandru Vaida Voievod, a fost un politic, medic, publicist și unul din liderii marcanți ai aceluiași Partid Național Român din Transilvania, apoi a Partidului Național Țărănesc. A avut o contribuție deosebită la înfăptuirea Unirii, iar pe 29 septembrie, 12 octombrie, la Oradea, a participat la lucrările Comitetului Executiv al Partidului Național Român, în cadrul căruia s-a hotărât că națiunea română din Austro-Ungaria, liberă de orice înrăurire străină, să-și aleagă așezarea ei liberă printre națiuni. Rezoluția Comitetului a fost citită de Alexandru Vaida Voievod și în Parlamentul de la Budapesta. Iar pe 1 decembrie a participat la Marea Adunare de la Alba Iulia, alături de cei 1228 de delegați aleși ai românilor din Transilvania. Vasile Goldiș este o altă personalitate, alături de care Alexandru Vaida Voievod, Iuliu Hosu și Miron Cristea au dus regelui Ferdinand Rezoluția Unirii. Fost academician român, om politic, membru de onoare al Academiei Române, a slujit cu credință idealurile de libertate și unitate națională a românilor. Se numără printre inspiratorii și organizatorii Unirii din 1918. În calitate de deputat în Parlamentul Maghiar, între anii 1906-1910 a intervenit de numeroase ori împotriva diverselor legi asupritoare de naționalități. La 1 decembrie 1918, Vasile Goldiș este cel care a rostit rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, un discurs în care releva suprirea națională și socială exercitată de-a lungul viacurilor asupra românilor din Transilvania și Banat. A subliniat în cadrul acestui discurs perenitatea acestora în condițiile vitrege, inevitabilitatea dezmembrării monarhiei austro-ungare. Ștefan Ciciopop, o altă personalitate Unirii, jurist, un politic, membru al diverselor partide politice de-a lungul istoriei, deputat român în Parlamentul de la Budapesta, calitate în care a militat pentru drepturile românilor, participant activ la Marea Unire din 1918, a fost vicepreședinte al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Nu a ezitat să-și pună inclusiv averea în slujba cauzei naționale. De exemplu, casa lui în noiembrie 1918 a devenit sediul Consiliului Național Român. Momentul său de maximă glorie a fost în noiembrie 1918, când a fost ales în fruntea Consiliului Național Român Central. Iar casa sa din Arad a devenit în acel moment loc de pelerinaj pentru toți românii din partea de vest a României. La Alba Iulia a fost ales între cei 15 membri ai Consiliului Dirigent cu atribuții de guvern provizoriu, ocupându-se de armată și siguranță publică. Episcopul Iuliu Hosu este o altă personalitate, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, alături de predecesorii săi a contribuit decisiv la realizarea Unirii, iar la 1 decembrie, din încredințarea Marelui Sfat al Națiunii, Iuliu Hosu a vestit unirea tuturor românilor prin citirea Declarației de Unire. Gheorghe Pop de Băsești provine dintr-o veche familie românească cu numeroase titluri nobiliare. A urmat școala inclusiv la Liceul Cezaro Crăiesc din Oradea, iar în 1872, beneficiind de încrederea cetățenilor români și maghiari, a fost ales deputat în cercul Cehu-Silvaniei, iar în Parlamentul de la Budapesta s-a remarcat prin discursurile sale în slujba națiunii române, discursuri care s-au remarcat în general printr-o foarte solidă argumentație logică. A devenit factor coagulant al mișcării naționale a românilor, s-a manifestat mai ales între 1880 și 1918, iar cu puțin timp înainte de startul primului război mondial, Gheorghe Pop de Băsești a fost
S-a numărat printre cei 10 reprezentanți ai partidului care au intrat în tratative cu contele TISA în privința drepturilor naționale a românilor din Transilvania. A fost prea bătrân să participe la război, în momentul în care a izbucnit primul război mondial avea deja peste 75 de ani, dar a redevenit foarte activ la finalul primului război, contribuind la realizarea Unirii. Alături de aceștia aș mai menționa foarte pe scurt și alții, Octavian Boga, Teodor Mihai, Aurel Vlad, Aurel Lazăr, Ion Fluieraș, Iosif Jumanca, Enea Grapina sau Samuel Mârza, care sunt convinsă cu toți, știți că este supranumit și fotograful Unirii. Mulțumesc, domnule decan. În continuarea evocării personalităților marcante ale acestui eveniment crucial pentru neamul românesc, ne-am gândit să facem și o scurtă prezentare a personalităților care au fost avocați și care au fost delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Așa cum a arătat doamna profesor, au fost în total de 1228 delegați, din care 165 au provenit din județul Hunedoara, iar din acești 165 de delegați ai județului Hunedoara, 10 au fost avocați. Foarte pe scurt am să fac trimitere la numele lor. Unii sunt foarte cunoscuți de dumneavoastră, însă eu vreau să-i marchez pe toți 10, pentru că eu cred că este important să ne amintim cu ce au contribuit foștii noștri colegi, ca să numesc așa, la Marea Unire și la făurirea României Mari. Din cercul electoral DEVA au participat doi avocați, amândoi foarte cunoscuți. Este vorba de Francis Hosu Lojin, care a trăit între 1847-1935, a urmat studiile Facultății de Drept ale Universității din Pesta, a fost avocat în DEVA și a fost căsătorit cu Elena, fiica renumitului om politic la care a făcut și trimitere doamna profesor, George Popte Băsești. Este unul dintre apărătorii avocații implicați în procesul memorandumului din luna mai a anului 1894, iar în casa sa din DEVA au poposit în nenumărate rânduri personalități marcante ale culturii românești, cu care Francis Hosu Lojin a păstrat o sinceră prietenie. Este vorba de personalități de calibrul lui Nicolae Iorga, George Barițiu, Nicolae Densușianu și alții. De asemenea, a fost membru marcant al Partidului Național Român din Transilvania. Al doilea avocat din cercul electoral DEVA este foarte bine cunoscut, este o personalitate complexă și controversată a istoriei secolului 20. Este vorba despre dr. Petru Groza, a trăit între 1884-1958, a studiat la universitățile din Budapesta, Berlin și Leipzig, a fost ministru în guvernul Averescu, deputat în Parlamentul României, președinte, dacă nu mă înșel, începând cu anul 1931 al Frontului Plugarilor, și este bine cunoscut faptul că a contribuit la instaurarea regimului comunist, conduce guvernul României după data de 6 martie 1945. Din cercul electoral Baia de Criș este avocatul dr. Cornel Glava, a trăit între 1883-1953, a urmat studiile Facultății de Drept de la Universitatea din Budapesta. O să vedeți că marea majoritate aici și-au, înainte de Făurirea României Mari, aici și-au urmat cursurile Facultății de Drept. Și printre altele, după Unire, a fost șeful judecătoriei din Brad, o judecătorie nou înființată. Din cercul electoral Dobra este dr. Ștefan Rozvan, a trăit între 1874-1949, a urmat studiile Facultății de Drept de la Budapesta, după Marea Unire a profesat în Cluj-Napoca. În anul 1929 a fost numit prefectul județului Hunedoara, de numele său se leagă și reprimarea grevei minerilor de la Lupeni, și a fost notar în localitatea Ceacova, județul Timiș. Tot din același cerc electoral Dobra, dr. Simion Dragomir, născut 1883, decedat 1968, a urmat cursurile Facultății de Drept de la Budapesta, a fost avocat în Ilie, iar în toamna anului 1918 a contribuit la înființarea consiliilor și gărzilor naționale din satele din jurul Iliei. Din cercul electoral Hunedoara a participat în calitate de delegat domnul Gheorghe Dubleșiu, a trăit între 1875-1938, studii Facultatea de Drept din Budapesta. În toamna anului 1918 a organizat Consiliul Național Român din orașul și clasa Hunedoara.
a decedat, așa ca și fapt divers, despre restul nu am făcut referire, însă acesta a decedat în urma unui accident de cale ferată în anul 1938. Din cercul electoral Orăștie avem o personalitate deosebită și bine cunoscută nu doar în județul Hunedoara, ci la nivel național. Este vorba despre dr. Aurel Vlad, a trăit în perioada 1873-1953, studii Facultatea de Drept la Budapesta. În anul 1903, din Colegiul Dobra, a fost ales deputat în Parlamentul Ungariei, a fost una dintre personalitățile marcante ale Parlamentului, cu discursuri memorabile. De asemenea, a fost membru al Consiliului Național Român Central și al Marelui Sfat Național. A decedat pentru că așa s-a întâmplat în secolul 20, este o tragedie cu foarte multe personalități care au contribuit la făurirea României Mari. A decedat în penitenciarul comunist de la Sighet în anul 1953. Tot din Colegiul Electoral Orăștie, de fapt ultimele trei personalități sunt tot de aici, este vorba despre dr. Aurel Muntean, 1859-1934. Avem mai puține informații despre acest avocat, doar știm că a studiat cursurile de drept la Universitatea din Cluj, a fost căsătorit și a avut doi copii. Dr. Ioan Marghita a trăit între 1874-1925, studii la Facultatea de Drept din Budapesta, iar după unire, printre altele, a fost și judecător șef la judecătoria Giurgiu. Iar ultima personalitate pe care vreau să o evoc, din același cerc electoral Orăștie, dr. Augustin Deac, a trăit între 1879-1960, studii la Universitatea din Cluj, a fost mobilizat pe front în războiul pentru făurirea României Mari, a profesat ca avocat atât în Orăștie cât și în Ilia și printre altele a fost și magistrat. În an centenar am reușit într-un timp relativ scurt să înfrățim baroul Hunedoara cu baroul Chișinău. Am găsit disponibilitate din partea colegilor din baroul Chișinău, conducerea baroului Chișinău, în special a domnului decan Dorin Popescu. Și astfel, la 9 noiembrie 2018, alături de baroul Dolj, prin prezența colegului meu, domnul decan Lucian Săuleanu, am reușit să semnăm această înfrățire. Este un moment, zic eu, important și în istoria baroului nostru, și ca simbolistică, și ca semnificație. Și mai ales că a fost primul eveniment și nu putea fi altul decât cu Chișinău, cu partea de Basarabie a României Mari, care așa a fost să fie în istorie, acel și povestea și doamna profesor, acel pact Ribbentrop-Molotov, care la 20 iunie, dacă nu greșesc, 1940... 23. Atunci a fost? 1939. Când a fost rupt și România, practic, alături de, în 1940 a fost cu Transilvania, dictatul de la Viena, 30 august, practic teritoriul României, obținut cu sacrificii și cu mare eforturi la 1 decembrie 1918, a fost șuntit în demersurile ulterioare și în vâltoarea istoriei, am ajuns să avem aceste granițe de astăzi, dar având în vedere tradițiile și comunitatea de limbă, de cultură, cu colegii noștri avocați din Basarabia. De aceea, în opinia mea și sper să fie și în sentimentul dumneavoastră, acest moment de înfrățire este mai mult decât simbolic. De asemenea, tot în acest an centenar, prin grija baroului Hunedoara, am reușit să edităm cu sprijinul editurii Argonaut. Domnul Cosmin Budeancă a muncit și a scris o carte intitulată Justin Pop, o viață în slujba românismului.
Mărturisesc că este foarte proaspăt. Azi dimineață am făcut eforturi ca pentru acest moment măcar câteva exemplare să ne fie comunicate pentru a le avea și a vi le înmâna. Oricum, fiecare coleg membru al Baroului Hunedoara va primi un exemplar al acestei cărți. Este vorba despre primul decan al Baroului Hunedoara. Am răsfoit-o și nu pot să vă dau foarte multe detalii pentru că nici eu nu am reușit să le parcurg. Repet, nu mai am răsfoit. Sunt lucruri interesante, un efort deosebit al autorului, domnul Pondrin Budeancă. Tot din informațiile mele, cred că undeva în 5 decembrie va și face lansarea oficială acestei cărți. Am înțeles undeva la orăștie, dar ulterior am să vă dau informații mai precise. Oricum, îi mulțumim, se referă la ce a însemnat Baroul Hunedoara în contextul avocaturii din România, acele vremuri de început, și vorbesc de anul 1896, 1923, 24, când a fost prima adunare, repet, sunt informații foarte, foarte interesante, multe în premieră le-am aflat și eu, și cred că lecturarea acestei cărți va aduce un plus și de conștiință vis-a-vis de profesie, dar și ca urmași ai unor, într-adevăr, personalități deosebite, personalități care, pe lângă profesie, s-au implicat și în acțiuni de cultură, în acțiuni politice, dar politice în sensul frumos al cuvântului, pentru că altfel nu se puteau materializa și nici asta nu se pot materializa fără să treci prin această zonă a politicului, unde înseamnă legiferare, înseamnă o viziune, o direcție pe care conducătorii țării din fiecare moment istoric, depinde la care ne referim, au gândit și au văzut dezvoltarea sau involuția țării noastre în special, dar se poate și extrapola la nivel european și, de ce nu, planetar.